Deși este nou promovată în Liga a doua, FC Municipal privește cu optimism noul campionat. Conducerea clubului speră ca în perioada următoare să se rezolve și problemele financiare de la echipă, astfel încât băimărenii să facă o figură frumoasă în sezonul 2015-2016. Bucurie mai mare decât să-ți vezi echipa evoluând în fața unui public numeros și în fața unor echipe valoroase, nu cred că există pentru un iubitor al sportului în general și al fotbalului în special. Eu am foarte mare încredere în lotul pe care l-am făcut. La Liga 2 avem un proiect nou, avem un obiectiv să ne calificăm în primele șase, adică calificarea în play-off. Este un obiectiv pe care ne-l asumăm începând de la mine, jucătorii, chiar și conducerea. Nu dorim ca FC Baia Mare să-și pună obiective mediocre, retrogradare sau cel mai rău ca să retrogradeze. Noi privim tot timpul în viitor, privim tot timpul cu încredere acest lucru. O să ne aștepte un sezon foarte dificil, având în vedere că o să ne măsurăm forțele cu echipe de tradiție, Universitatea Cluj, Gazmetan Media și FC Brașov. Și abia așteptăm să vedem care ne este adevărata valoare pentru acest sezon. Eu consider că avem un lot destul de bine închegat și vom face o figură foarte frumoasă. FC Municipal va aborda sezonul 2015-2016 a Ligii a doua la fotbal cu un lot format din 27 de jucători.